Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la un nou episod de podcast. Îl avem din nou pe Angel alături de noi, pe canalul lui, bineînțeles. Corect. Bine v-am găsit, prieteni! Astăzi aflăm subiectele, nu? Hai să vedem, Cristi, despre ce vorbim. Da, avem prima știre de astăzi, încărcarea device-urilor smart cu ajutorul căldurii corporale rezultată în urma antrenamentelor fizice. Cât de interesant! Oamenii de știință lucrează la producerea unor device-uri smart, de la telefoane până la brățări, ceasuri inteligente, care să convertească căldura corpului, rezultată în urma efortului fizic, în energie, care să alimenteze device-urile. Practic e ca o baterie externă. Înțeles. Se pare foarte greu de făcut, adică cumva ar trebui să aibă un convertor de ceva, adică sau pui ceasul la mână oare și gata, ceasul simte că te-ai încins tu așa și se încarcă? Nu, păi bănuiesc că e, adică cu siguranță despre asta este vorba, despre alte ceasuri, alte brățări, pentru că oamenii de știință au spus că tehnologia va fi valabilă pe piață în aproximativ 5 ani. Exact cum spui tu, cred că au nevoie de un sistem prin care să transforme căldura corpului. Băi, tot nu mi se pare mult 5 ani, mi se pare o tehnologie interesantă, adică să alergi așa, rămâi fără baterie, deci asta ar fi de acum, știi? Rămâi fără baterie, o iei la fugă, vreo jumătate de kilometru, mai prins 2%. Acum sunt curios să văd care va fi temperatura bazală la care vor funcționa aceste device-uri, știi? Pentru că, în general, temperatura medie a organismului între 36 și 37 de grade. Dar există multe variabile pentru fiecare persoană în parte, știi? Adică eu poate am 37,3, da, poate ai 36,1. Atunci cum vor funcționa? Da, interesant. Adică și ei, practic, să se încarce doar de la căldura corpului. Da. Păi da, la cât de calm e mie, acum eram full în baterie. Adică noi suntem într-un spațiu care are ferestre și încă nu am pus acele. Și a bătut azi soarele de 32 de grade maxim în geamurile astea mari. Puteți să vă dați seama cât de cald este. Acum, ce să zic, bănuiesc că cea mai important e că această tehnologie ne-ar ajuta să fim și mai activi, exact cum ai spus și tu, pentru că vorba asta era. Clar. Ai nevoie să-ți încarci repede telefonul? Alegi jumătate de oră, știi? Pare fi, dar... Na, acum depinde și cât de scump. Bănuiesc că au luat în calcul chestia asta, adică cât de scumpă va fi tehnologia asta. Da. Bine, că ca orice chestie apare, este scumpă, după vreo 3 ani intră pentru mass production, cum ar veni, și e mai affordable, după vreo 7 ani toată lumea are și cam mai... Oricum, na, tehnologia merge într-o direcție interesantă, mi se pare mie. Adică e din ce în ce mai SF, știi? Chiar exact. Vorbeam cu Bogdan astăzi că am deschis pe laptopul lui Alexu, am deschis și avea funcția asta de AirPlay sau ceva de genul și am deschis doar și face, vreți să vă conectați pe laptop, pe televizorul din living? Și fac eu, de unde știi tu că suntem în living? Deci eu pur și simplu nu am selectat nimic, nu nimic, pur și simplu. Am deschis chestia aia și era de screenplay și face, vreți să vă conectați în living? Și am zis, de unde știi tu? Și a zis că da, gata, pac, a apărut asta. E un motiv așa, pentru știi? Care sunt denumite device-uri inteligente, știi? Da, adică exact. Practic știu tot ce nu știm noi. Exact. Eram azi, nu știu cum ai făcut, dar ok, mergem mai departe. Eu mi-am îndeplinit obiectivul, am dat pe televizor ce-mi trebuia, gata, am rezolvat. Mai departe avem o știre care ne spune că vârsta înaintată ar putea să reprezinte un avantaj în cazul anumitor sporturi. Știți că este acest mit conform căruia la un moment dat genetica individuală nu ne va permite să mai evoluăm din punct de vedere fizic și că potențialul maxim îl atingem de obicei în jurul vârstei de 30 de ani, cel puțin pentru majoritatea sporturilor. Acum, experții au descoperit că femeile ating performanțele maxime la o vârstă mai înaintată decât bărbații pentru majoritatea sporturilor, foarte interesant, au descoperit că forța gripului, capacitatea de a ține obiecte grele în mână, atinge un maxim între 30 și 39 de ani pentru ambele sexe, indiferent de vârsta la care... Asta e, te țin femeile să nu mai fugi în perioada aia. Aia nu mai... De acolo a plecat. Am înțeles. Da. E interesant. Bine, și genul ăsta de experiment pe care l-au ales ei, adică din toate sporturile și toate testele au ales să facă test pe grip. Da. Știi, adică nu e, mi se pare aici ciudat. Nu știu, puteți să faci la alergat sau la orice altceva. Uite că au făcut. Ok, atunci zim tot. Cei care participă la maratoane, de exemplu, vor obține cele mai bune rezultate odată cu înaintarea în vârstă. Deci nu este vorba despre... Da, teoretic. Imediat ce te-ai apucat, deși adaptarea atunci ar trebui să fie cea mai puternică, exact ca și în cazul antrenamentului cu greutăți, știi? Da. În primul an, dacă faci ce trebuie, vei vedea cele mai mari rezultate atunci. Da. După aia, cu cât trece timpul...
Teoretic, eu mă gândeam, adică puțin ce ține de sală, într-adevăr ai o limitare din asta genetică pentru că hormonii încep să scadă. Adică tu ca bărbat, de exemplu, dacă nu completezi după vârsta de 35, să zicem 40, nivelul de testosteron începe să scadă. Automat capacitatea ta de a pune masă musculară scade. Deci aici, să zicem că da, poate avea un efect vârsta. Dar la alergat, da, de ce nu? Adică dacă ești sănătos și așa, până la urmă, dacă ești o iei așa, ai mai mult timp de antrenament. Da, adică da, e una să alegi de 30 de ani, una să alegi de 5. Adică cumva prinzi rezistență. Exact. Uite, și apropo de ce ai spus tu legat de bărbați, chiar preciza faptul că la vârsta de 35 de ani, testosteronul unui bărbat scade cu aproximativ un sfert față de vârsta de 18 ani. La 18 ani se spune că pentru bărbați e picul pentru testosteron. Atunci avem cea mai mare producție. Deci, da. Ce să zic, e destul de mult, un sfert. Noi nu avem cultura asta, dar, de exemplu, mai sunt unii care iau, să zicem, pe propria răspundere sau așa, după 35-40 de ani încep să-și completeze cu testosteron cumva. Terapie, se cheamă, da, teoretic se cheamă TRT, adică terapie cu testosteron, practic. Și completezi cu teoretic, dar toată lumea ia mai mult, dar teoretic ar trebui să completezi până să ajungi la un nivel optim sau cel puțin un pic mai bun decât pentru vârsta ta, adică să zicem să ajungi la testosteronul ăla de 18 ani și așa cumva ai avea beneficii chiar dacă cum ar veni, iei un steroid, dacă vrei să zici așa, dar ai avea anumite beneficii, dar asta după o vârstă, în anumite condiții, adică nici într-un caz nu recomandăm chestia asta. Știi care e chestia în țările vestice? Într-adevăr, sunt foarte mulți oameni, bărbați, care după vârsta de 35 apelează la terapia de înlocuire a testosteronului, dar supravegheată de medici. Da. Adică e important să-ți faci analizele la timp, nu să iei tu așa de după ureche și... Clar, asta unul la mână și doi la mână, adică nu știu dacă știți sau cine știe, dar steroizii, de exemplu, sunt ilegali. Adică tu trebuie să iei de pe o piață neagră, cum ar veni, și nu știi ce cumperi. Adică poți pur și simplu să cumperi de la unul care a amestecat niște chestii într-o găleată. Și uite, de exemplu, am un prieten care lucrează la detașamentul mobil pe intervenții la jandari. Și exact, cred că acum o lună sau ceva, au prins pe cineva în Iași, avea un apartament plin cu steroizi. La modul steroizi în valoare, nu știu, 300.000 de euro, ceva de genul. Și pe toți, deci omul făcea, avea cutiuțe de la toate brandurile și pe toți amesteca în apartament, adică el lua materia primă și prepara și le băga în sticluțe și spunea ce brand vrei tu, îți fac pac, 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 el, da, el într-o găleată făcea toate brandurile și după aia îți dai seama, cumpără copii, cumpără pasionații ăștia de sală care vor cum ar veni să treacă la next level și spui, băi, nu știu ce am, ies coșuri, se întâmplă lucruri toxic sau nu funcționează sau parcă nu merge sau parcă cine știe, ți-a amestecat unul într-o găleată. De asta e riscant chestia asta și când te duci la medic, acela îți dă de la farmacie, care într-adevăr vine de la o firmă farmaceutică cu niște standarde, este altceva. Deci, na. Ca să-ți dai seama ce își injectează unii. Absolut, asta a fost tot timpul riscul și nu știi, că asta spuneau înainte, că înainte, dacă știi, în culturism, dozele erau mult, mult, mult mai mici. Da. Pentru că, de exemplu, pe vremea lui Arnold și așa mai departe, odată că ei luau mai puțin, pentru culturiștii erau mai mici. Erau și legale. Erau și legale și asta zic, le luau de la farmacie și erau pure. Și atunci, automat, na, când e o chestie pură, trebuia, adică ei vorbeau de niște doze, vorbea Arnold când era la Mr. Olympia, niște doze care acum sunt așa, vrei să te apuci de sală din alea. Am, am văzut și eu o emisiune și chiar zicea, eu practic lua într-o săptămână cât iau unii zilnic. Da, 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 acum, adică oricum, pare... acum, deci niște discuții, cel puțin m-am nimerit în niște cercuri din asta, să zic, cu persoane care consumau steroizi și erau niște discuții, adică, na, din asta, de... niște cantități enorme, cel puțin pentru cunoștințele mele. Da, adică păreau niște cantități enorme pentru rezultatele pe care le aveau. Eu am zis că, mă, voi vorbiți de niște cantități de zici că mergem la Mr. Olympia. Adică toată lumea lua niște doze din astea foarte mari. Am zis că, mă, nu știu ce... ce e cu voi. Am zis că n-am avut nicio treabă, n-am încercat, nu știu, dar... Am zis că oricum nu pare că voi vă descurcați prea bine, adică să faci câte o injecție în fiecare zi și să ai, nu știu, 80 de kilograme, mi se pare că nu merită, adică e foarte. Categoric. Mai departe, vorbim despre faptul că experții afirmă că urcatul scărilor este echivalent cu beneficiile pe care le obținem în urma unui efort fizic moderat.
Asta e vag tare. Da, adică, da. Adică urcatul a câte scări? Imediat vorbim. Ah, ok. Uite, hai. Avem o echipă de cercetători, a analizat pacienți cu probleme cardiovasculare. Deci toți participanții acestui studiu au fost supuși unei intervenții chirurgicale din cauza problemei pe care o aveau. Okay. Lucru foarte important. Deci majoritatea dintre ei nu erau afecțiuni dintre astea așa ușoare. Da, da. Apoi au fost repartizați în mod aleatoriu, fie să facă exerciții fizice de intensitate moderată, fie urcarea viguroasă a scărilor, 3 seturi de urcat 6 scări cu 12 trepte. Deci, cum 6 scări cu 12 trepte? 6 gen 6 etaje, pardon, 6 etaje. 6 etaje, okay. A câte 12 trepte, okay, de 3 ori. Ok. Și apoi au comparat rezultatele și au constatat că atât exercițiile fizice moderate, cât și urcatul scărilor au avut cam aceleași beneficii. Capacitatea cardiorespiratorie a crescut în mod egal după 4 săptămâni și chiar s-a menținut după 8 săptămâni. Oricum, știm, adică ca și activitate cardio, scările mi se par ceva mai grele. Da, categoric. Adică pe bandă te obișnuiește una, la scări dacă ai mai crescut un nivel, gata, deci ți-a dat în cap. Deci și urcatul pe scări, cel puțin la aparat, că nu ai partea de coborâre, așa, dacă urci pe casa scării, ai, la un moment dat se termină. Și când cobori, te odihnești. Dar la un aparat care vine scară, scară, scară și ții așa 45 de minute, deci te termină, efectiv, te termină. Eu sincer îți spun că obișnuiam să fac în zilele de repaus, mai făceam 30 de minute, 40 de minute bandă. Pot să zic că nu transpiram excesiv, dar 10 minute pe scări, ești lac. Da, efectiv. Așa e. Și nivelul de efort e uite, mi se pare și mult mai eficient, adică ca și aparat de cardio. Eu făceam ultima definire pe care am făcut-o cu scări, aveam la sală și nu am mărit mai mult. Eu de obicei când finalizam procesul de definire eram undeva la o oră, o oră și un sfert de cardio și împărțeam în două sesiuni, adică făceam destul de mult cardio. Mult, da. Și la anul trecut, pe scări, cred am fost aproape cel mai definit din tot, n-am trecut de 35 de minute. Pentru că făceam doar scări. Am schimbat și am făcut doar scări, și am mai crescut intensitatea 35 minute. Băi, mergea în continuare, am zis că e perfect. Și de atunci caut tot așa să merg pe scări, mai eficient în timp, cel puțin. Da. E interesant. Dar problema la scări, la cel puțin, e rar aparatul. Era și de obicei e luat. Da, de obicei sunt puține, pentru că sunt scumpe, din câte am înțeles. Adică știu când am deschis sala și eu am căutat și era cam de 3 ori atunci prețul la o bandă. Și eram, mai bine au 3 benzi, știi? Păi cam așa gândești și sălile. Da. Și de asta sunt foarte rare, adică bine, când vine o sală cu buget din ăsta 1 milion de euro, atunci n-ați spus, e altceva. Dar la săli mai mici te mai uiți la bani și era, da, păcat, pentru că e un aparat chiar foarte bun. Exact. Mai departe vorbim despre un studiu din nutriție și anume scorțișoara, care stimulează sațietatea printr-o eliberare lentă a glucozei și diminuează apetitul. Pe lângă asta, ar putea contribui și la încetinirea diabetului de tip 2 la persoanele care au deja rezistență la insulină. Scorțișoara diminuează apetitul prin stabilizarea nivelului de zahăr din sânge, așa cum am zis, și întârzierea golirii gastrice, practic etapa când nutrienții trec din stomac în intestin pentru a fi absorbiți. Experții au comparat în stare de post glucoza participanților cu prediabet care au luat un supliment cu scorțișoară sau un placebo. Cei care au consumat scorțișoara au avut o glicemie mai stabilă, au îmbunătățit toleranța la glucoză față de cei din grupul placebo. Trebuie precizat faptul că studiul a fost realizat cu scorțișoara Ceylon, care e diferită față de Cassia, genul care se găsește în majoritatea... Da, un soi care se găsește în majoritatea magazinelor. E practic o diferență între biodisponibilitate. În rest, E practic și cantitate mai mare trebuie la una. Da, beneficiile sunt identice și dacă iei una și dacă iei cealaltă, numai că într-adevăr pentru Ceylon trebuie să consumi mai puțin. Ei au făcut studiul cu 4 grame. 4 grame de scorțișoară e destul de mult, adică... Eu nu știu în ce poți să pui 4 grame de scorțișoară, adică încât să mănânci la o porție, cum ar veni. Da, nici eu nu știu. Pentru adică că e foarte puternică, e foarte puternică ca și aromă. Uite, asta e ideea. Și cred că de asta au și mers pe varianta asta cu biodisponibilitate mai bună, că pentru rezultatele astea la biodisponibilitate... Păi e un gram. Ar fi 4 grame din asta obișnuită și un gram Ceylon care are și un gust mai puțin puternic, mai puțin intens, exact.
A, deci 4 grame de scurțișoară normală e greu de realizat zilnic, care că se taie la un moment dat. Categoria. Știam că scurțișoara reduce și indicele glicemic de la, în general, de la o masă. Da. Dacă adaugi exact cum e și oțetul de mere sau da. Se adăuga la o masă și se ajuta într-adevăr cu rezistența la insulină. Asta era, care de altfel e o mare, mare problemă în zilele noastre și devine o problemă din ce în ce mai mare. Și veți vedea că probabil cei care vor vedea video-ul ăsta vor ajunge să-mi dea dreptate la un moment dat. Obezitatea devine o problemă foarte mare și văd asta, eu văd la clienții mei sau așa, pentru că scad în vârstă și cresc în greutate. Adică înainte, nu știu, nu găseai, rar găseai un copil de peste 100 de kilograme. Da. Adică erai efectiv, nu știu, greu tare să zici că găseai un copil sub 18 ani să aibă peste 100 de kilograme. Ieri am avut un client 140 de kilograme la 15 ani. Și zic, mă, nu știu cum ai avut timp. Adică cum reușești de la până la 15 ani? Și a zis că a slăbit de la 170. Adică el mai devreme în viață a avut 170 și apoi a slăbit, s-a mai învârtit acum și acum e pe la vreo 140, 130, 140 la 15 ani. Și a zis, mă, e teribil. Adică știi, norocul lui că e tânăr. Da, și dar că acela... a mai ameliorat. Da, din... clar, adică bine, era mai rău să fii într-adevăr la 60 de ani, dar în același timp tu pleci în viață cu chestiile astea. Adică, la fel, predispoziția la îngrășare, îți dai seama că tot ce înseamnă colesterol, glicemie, rezistență la insulină, grăsimea din jurul organelor, da, tot este dat peste cap și ce vorbim noi acum va deveni o chestie de interes foarte mare pe viitor, când momentul în care cazurile astea se vor înmulți, poate acum nu vedem toți copiii de peste 100 de kilograme, dar în momentul în care se vor înmulți, pentru că se vor înmulți, pentru că noi practic oglindim tot ce se întâmplă în SUA, ei se îngrașă, ne îngrășăm și noi, dar peste câțiva ani. Da. Și așa și asta s-a întâmplat dintotdeauna, adică cam tot ce s-a întâmplat în SUA a venit înspre noi încoace. Și va fi trist, adică e păcat ca, să zicem, să ajungi să suferi de niște boli la 20 de ani, care n-ar trebui să-ți faci griji până la 50. Categorie. Adică, na. Asta cu obezitatea, nu știu, e ca încălzirea globală, știi, oamenii de știință au prezis-o din anii 90 și acum în... Da, da, exact. Acum câțiva ani, toată lumea, vai, încălzirea globală, ce ne facem? Exact ca și încălzirea globală, până nu ți ajunge cuțitul la os, nu chiar acționezi așa. Și uite, acum știi cum, poți să dai vina pe părinți, dai vina pe stat că a lăsat niște produse, dai vina pe, până la urmă, sunt mai mulți factori, dar e clar în direcția în care mergem. Da. Și nu este o direcție bună. Eu am zis că, cumva ar ajuta măcar să se... nutriția să ajungă cumva mai mainstream, adică să se discute mai mult despre asta, ca părinții să înțeleagă că până la urmă tortul pleacă de la părinte, dacă copilul a reușit să facă 170 de kilograme până la 14 ani. Și ei nu au luat nicio măsură. Adică clar și părinții au o vină aici, nu? Categoric. Adică îl întrerupi, măcar la 100, adică știi, zici, mă, hai un pic. Oricum și 100. Da, și nici 100 nu e slab, știi, dar zici, hai un pic să facem o pauză, hai să încercăm, hai să cerem ajutor. Știi, de la cineva, adică nu vii să ceri ajutor la un nutriționist la 170 de kilograme. Da. Adică te duci la un vrăjitor sau ceva. Adică deja e, nu că e greu, dar deja el poate să-ți ofere, adică cum am avut și eu, am avut o grămadă de cazuri de peste 140. Dar omul trebuie să aibă o tărie foarte mare, pentru că e un proces foarte lung, adică tu când ai de slăbit de la 170, să zicem că tu ai 1,80 m, dacă vrei să ajungi pe la 90 de kilograme, care ar fi, și așa ești un pic grăsuț, dar să zicem, ar fi o dimensiune bună, ai de slăbit 80 de kilograme. Adică ce înseamnă 80 de kilograme? Să pui o medie de 1 kilogram pe săptămână. Cât e asta? Greutatea ta? Da. Da, deci ai deci de oameni buni, vă imaginați, deci ar trebui să slăbească un angel. Un angel, da. Ai de slăbit un om, efectiv, da. Adică și tăria pe care să o ai, să îl prelungești, adică îți dai seama, uneori te chinui. Probabil ați fost și voi în situația asta, ai de slăbit 5 kg sau 10 kg și ba n-ai chef, ba o întins, știi? Da, da, da. Da, păi să ai de slăbit 70 de kg, vei ți iau o veșnicie, adică ții 2 ani dietă și metabolismul și toți hormonii tăi sunt jos și așa mai departe. Adică nu e un punct în care vrei să te afli, dacă poate cineva să te ajute să eviți situația aia, adică e mai bine să nu ajungi. Da, se poate întoarce înapoi de acolo, dar e mai bine să nu ajungi. Corect. Adică
Asta ar fi. Păi și dacă, cum se cheamă asta, condimentul, scorțișoara, dacă ne ajută măcar un pic pe partea asta de rezistență la insulină, adică de ce nu? Doar că în opinia mea trebuie să găsești în ce să o pui. Pentru că, nu știu, așa să o iei cu lingurița. Mă, sau... văz, eu cred că ar merge. Merge, dar e cantitate mică, adică vezi că presare un pic și parcă îți schimbă gustul la tot. Adică doar să, nu știu, na. Uite, o să vorbim cu Mădălina. Mădălina este fata care face la noi rețete și gen avem două rețete pe săptămână care se postează, una pe YouTube, care este Diana, și pe Instagram face Mădălina. Și să vorbim cu ea, să mai caute rețete cu scorțișoară. Da. Să mai aștept, poate găsim să fie mai ușor de băgat așa în alimentație. Interesant. Ce mai avem? Mai cam avem? Atât pentru astăzi. Cam suficient. Atât. Oricum am vorbit o grămadă. Lăsați-ne în comentarii ce subiecte ați vrea să mai dezvoltăm, ce studii să mai aprofundăm. Până data viitoare, bineînțeles, vă dorim un weekend minunat. Nu uitați să rămâneți activ și ne vom vedea în episodul viitor. Cu siguranță. Pa! Salut!